După ce am terminat facultatea la Cluj, am fost chemat și invitat la repartizare în București. Am avut o medie destul de bună, de 10 la istorie arte și 10 la sculptură și 8 la socialism științific, care mi-a stricat media generală, deci era 9,66, oricum la repartizare am fost unul dintre primii în București și venea un domn din tovarăș pe atunci, din Galați, de la Comitetul de Cultură, cu 3 teancuri de chei pentru 3 apartamente, nu cum se zice, garsoniera. 3 apartamente. Noi, la Galați, inventăm Muzeul de Artă Modernă Contemporană și avem nevoie de viitori muzeografi. Avem nevoie de 3. Și eu mă duc la Merculescu Ion Simion, care mi-era prieten la secția de pictură și zic, mis, nu te tentează, pe mine mă tentează foarte mult să mă duc la Galață, la muzeu. Și zice, da, și mergem împreună, dar nu știu dacă ajung la rând. Tu ești cu litera G, ai aceeași note mari ca și mine, dar nu știu dacă altul din București ajunge să înaintea mea să aleagă acest serviciu. Că ceilalți colegi au ajuns profesor la liceu sau știu eu, în alte părți. Treaba mea personală a fost așa, ca bănățean, ca nemț care s-a născut aici, nu am vrut să rămân la Cluj, că vetoratul a vrut să mă țină ca asistent. La Timișoara era la Institutul Pedagogic de 3 ani, un post liber pentru profesor la Timișoara, la institutul acesta de 3 ani, pe care după un an la acest post a fost liber, a rămas un an liber la Lord Turcan, pe care mulți îl cunosc. Și am spus, dar eu personal pentru mine, dacă trăiesc în România și trebuie să trăiesc, trec Carpații. Atunci știu că sunt în România. Asta era concepția mea pe atunci. Și nu mi-a părut nici până astăzi rău că am ales Galațul, pentru că acolo am făcut multe evoluții personale și multe lucruri am aflat, de fapt, despre această țară. Moldovenii sunt un alt fel de tip de om. Eu când ieșeam afară din locuință dimineața, îmi spuneau, bună dimineața, domnul Glas. Nu tovarășul Glas, cum era oficial. Deci, din primul pas pe care l-am făcut, eram deja respectat, pur și simplu, probabil pentru că aveam barba roșie sau nu știu de ce cauza. Mă scuzați că spune să fac lume. Și la Galați, noi trebuia să mergem la diferite, ca să ajungem muzeograf, am fost trimise la diferite sesiuni, la diferite conferințe să ținem, ca să ne să învățăm această o meserie în plus în fața ceea ce n-am învățat la Institutul de Arte. Și așa am făcut multă cunoștință cu mulți colegi, chiar mai în vârstă ca mine. Eu trebuia să mă ocup de, deci, ca sculptor de secția de sculptură. Mărculescu Ion Simione se ocupa de pictură și Holban Eugen era al doilea, de fapt, care a ajuns și Misa al treilea. Holban Eugen se ocupa de artă decorativă. De exemplu, textile, familia Iacobi au fost cumpărate niște tapiserii pentru muzeu și așa mai departe. Cu asta se ocupa dânsul Holban Eugen. Cred că mai trăiește în București. Directorul nostru era Ito Nicolae, care era din Sibiu și dânsul a fost filolog, dar a fost un om foarte deschis și foarte cool. Și ne-a lăsat în pace în ceea ce privește administrația. Noi am primit o listă, a spus Ministerul Culturii, a dat un fond pentru muzeu ca să facem achiziții pentru lucrări.
pentru că nu erau lucrări de etate națională, decât avea un tezaur artiștilor gălățeni, dar asta era prea puțin pentru un muzeu care avea acest nume de Muzeu de Artă Contemporană Românească. Și atunci am primit eu, de exemplu, o listă să mă duc și un aparat de fotografiat să mă duc să vizitez artiști, printre care Ion Jarea, Maestru Elimescu, Ion Vlad, mulți colegi contemporani, cum era Napoleon Teron, Mihai Buculei, Gipone, pe atunci numiți în București, să mă duc în atelierele lor, să fotografez lucrări care îmi plac mie și după aceea să discutăm în comun ce cumpărăm. Asta era și o plăcere foarte, un serviciu extraordinar. Și muzeografia aceasta, până la urmă am ajuns muzeograf, n-am mai ajuns să ajung muzeograf principal, pentru că am plecat după aceea în București. Asta e altă poveste. Mergem înapoi la Lugoș. Acum termin cu povestea asta, că funcționează via proiectorul. Dacă rămâne prea mult, o poză se oprește. Cum? Dacă rămâne prea mult o imagine, se oprește. El crede că nu se mai lucrează. Așa, atunci mergeți să repede. Mergeți înapoi, ca să repede. Mergeți înapoi la Lugoș. Da, dețin în mișcare. Așa. Asta e încă perioada din studenții. Asta este Lugoș, de exemplu. Cine l-a cunoscut pe profesorul Roman? Roman. Este portret? Opa. Asta e scrisoarea lui Anatole Mihailovici Teveani, în limba rusă era. Profesorul dânsul a comandat și a arșitonat portretul în bronz. Nu știu dacă familia Roman mai există. Băiatul avea un băiat. E la Timișoara. Probele e la dânsul. Astea sunt, de bine să înapoi, Cluj, ca lumea. Nu începem cu studii. Așa. Era un portret, era un desenase scrisoare care am primit înapoi de la domnul Anatole Mihailovici Teveani. Aici ai întâlnirea cu dânsul la Timișoara, în fața muzeului, că acolo a fost prima expoziție. Aici nu pui semnă. Mergem, acum am povestit și despre... Asta mergem. Nu pot eu să... Sau când ridic mâna. Faceți-mi semn și dau mai departe. Bun. Nu, departe. Nu mergem. Merge numai, durează un timp, scrie încărcare. Durează foarte puțin. Uitați-vă, durează dumneavoastră. Puteți da și asta de jos, mă. Asta. Da, asta, bun. Nu trebuie lăsa mult pe imagine. Prea mult, atunci. Da. Aștept, trebuie așteptat un pic. Asta deja am văzut. Așa. La Cluj am învățat abecedarul, deci făceam și studii. Nuri, părbătesc, nuri feminin, mărime naturală, așa desena un sculptor. Desenul unui sculptor e puțin altfel decât desenează un grafician sau un pictor, dar cam asta este dezvoltarea mea ca abecedarul. Noi trebuia să și studiăm ca lumea, să și desenăm ca lumea. Nu? Așa, și după ce am început o serie de lucrări pe care le-am făcut extrașcolar, este o țărâncuță care mi-a stat model din areal, din piatră. La Cluj era o școală de un institut pentru orbi și după aceea am început o serie de orbi. Asta este o arbă, cum se spun, portrete extrașcolare. Vine altul, orbul, vine altul, dânsul n-a fost orb. Este Paul Eugen, care a fost secretarul de partid al Institutului de Ion Andrescu, Paul Eugen, și eu l-am numit Orbul. Orbul Paul.
El purta ochelari. De aceea probabil n-a văzut bine. Mă scuzați, mi-a fost coleg de clasă și secretar pe institut de partid. Pentru portretul ăsta am luat primul întâi la festivalul studențesc. Catalina se numește Vunguraică, se vede figura ei, cum se spune, cu foarte prominentă... Bărbier. Da. Uh-huh. Asta mi-a plăcut și... Ia. Asta era, o numesc Muta, care nu... Mut, deci Mut. Nu or, Mut. Una care nu știe să vorbească pe lumea. Așa, și aici am făcut pentru prima dată, că atunci era interzis la biblioteca de noastră, de la Institutul de Arte, să te uiți, de fapt, la albume, cum e Brăcuș, cum e Giacometti, cum era în primii ani. Mai târziu, când a venit Ceaușescu, era ceva, era mai bine. Maestrul nostru, ei aveau nevoie, Petru Artur, am spus că vreau să mă duc eu la un album, Brâncuș. Mi-am spus și lucrare de doctorat despre Brâncuș. Și este, portretul se numește Brâncuș, coloana, în 62 am făcut lucrarea asta. Coloana sculpturii moderne. Și e destul de mare, peste mărimea naturală, am așa la 2 metri, acest bust, și am cerut totdeauna când ai vrut să torni ceva în gips, te vrei să faci o cerere. Nu mi s-a aprobat să torni lucrarea în gips. Este numai lutul care s-a aruncat după aceea în data de lut. Asta e, n-a rămas ca amintire. Și m-am răzbunat după aceea. Am scris lucrarea mea de doctorat despre Brâncuș. Ăsta e autoportret. Cu urechile astea mari. Prima lucrare, tot autoportret, dar în metal. Deci semene eventual mai mult. Da? Așa, câteva compoziții, studenți, se numește Mărimea Naturală în curtea Institutului. Și lucrarea mea de diplomă, maternitate, pe undeva se simte aici puțin influența lui Henry Moore și în stilizare puțin da, mai forme mai clare. După terminare, asta era ultima mea lucrare figurativă. Ajungând la Galați, la început am cochetat încă tot cu figura umană, dar n-am mai vrut să o accentuez și sunt numai câteva urme de figură umană. Cetatea omului se numește. Dispare și capul mai târziu, asta e al doilea exemplu, și încep să măresc arcurile. Pe mine m-a interesat aici spațiul. Asta este prima mea lucrare, deci din metal. Sunt două... cum se spune, pasăre care pe apă. Nu. De, nu, nu de repede, da. Din asta care zboară. Pescăruși. Doi pescăruși care se luptă în aer. Și lucrarea asta e cumpărată de o neamț acum care trăiește în Belgia. Lucrarea a fost mare. Executată asta e macheta care are numai 1,20 m. Lucrarea a fost la 7 metri și a fost pusă în fața primăriei din Galați. Dar după ce am plecat în Germania, bineînțeles că au topit-o, originalul. Macheta a rămas la mine și a fost cumpărată de un alt colecționar care a pus acest soplu la el în grătină.
Așa. Urmează... Deci aici trebuie să fac pauză mai multă. Cum facem? Da.